Bine v-am găsit la o nouă poveste. Ea se numește Povestea celor patru piersici. Trăia odată într-un sat un țăran cu o familie frumoasă. Avea o soție harnică și patru băieți minunați. Omul era foarte mândru de fiii lui, căci erau ascultători, buni, dar foarte diferiți unul de celălalt. Timpul trecea, copiii creșteau, iar țăranul tare mult ar fi vrut să știe ce fel de oameni vor deveni atunci când vor fi mari. Așa că într-o dimineață își spuse: ia să-i pun eu la încercare! Și luă un coș în care erau patru piersici mari, coapte și aromate, abia cumpărate de la târg. Își cheamă copiii în jurul lui și le spuse: dragii mei, iată ce am găsit la piață! Cred că sunt foarte gustoase! Luați fiecare câte una! Eu mă duc la câmp, căci mai am mult de lucru! Să fiți cuminți și să ascultați de mama! Mai spuse el, sărutându-i pe frunte. Apoi își luă traista cu mâncare, pregătită cu grijă de soția sa, sapa la spinare, făcu o scurtă rugăciune și porni la drum. Iar copiii, fiecare cu piersica lui în mână, o zbughiră, căci soarele blând de dimineață și ulița prietenoasă, odihnită peste noapte, îi chemau la joacă. Ziua a trecut ca orice zi caldă și minunată. Cu joacă, râsete, veselie, așa cum le stă bine unor copii sănătoși și fericiți. Când soarele a început să coboare leneș spre asfințit, pregătindu-se de culcare, copiii s-au întors și ei de la joacă, îmbujorați și înfometați. După ce s-a întors și tatăl acasă de la câmp, întreaga familie s-a așezat în pace la masă, bucurându-se de bucatele gătite cu drag de mama lor. Apoi țăranul a ieșit pe prispă cu cei patru fii să mai petreacă împreună nițel timp. Înainte de culcare, lumina stelelor și razele lunii mângâiau capetele celor patru copilași strânși în jurul său. Trăgând în piept aerul răcoros al serii, omul își privi cu drag fiii. Ei, dragii mei, cum a fost astăzi? Îi întreabă el așa, într-o doară. Foarte bine, tăticule, ca de obicei. Răspunse fiul cel mare. Da, mă bucur. Dar ia spune, fiule, ce-ai făcut cu piersica pe care ți-am dat-o dimineața? Ce să fac, tătucă? Am mâncat-o, a fost tare bună și îți mulțumesc. Apoi ce m-am gândit și tu ai gândit? Am dus în grădina din spatele casei, am săpat o groapă între cei doi merii, am pus apoi acolo sâmburele și am udat bine locul. Nădăjduiesc să crească în câțiva ani un pom mare, care să facă fructe la fel de bune ca piersica pe care am mâncat-o astăzi și nici nu va mai fi nevoie să cumpărăm de la târg. Bine ai făcut, dragul tati! De bună seamă că tu vei fi un bun gospodar! Spuse omul cu drag și mulțumire. Apoi se întoarse către al doilea fiu. Dar tu? Ce-ai făcut cu piersica ta? Eu am mâncat-o, a fost grozav de bună, așa de fragedă, parfumată și dulce. Și pe urmă? Păi, am aruncat sâmburele și m-am dus la mama să-i mai cer câteva, că nu m-am săturat. Erau așa de bune. Mai spune el lacom, căci lacomul mai mult pierde și leneșul mai mult aleargă. În viață toate sunt bune, doar cu măsură. Ție ți-a plăcut piersica? A fost bună? L-a întrebat apoi țăranul și pe cel de-al treilea fiu. Păi nu știu. Păi cum nu știi? Dar ce-ai făcut cu ea? Am vândut-o. Când am ieșit în drum la joacă, m-am întâlnit cu prietenii mei. Unul dintre ei este foarte pofticios. I-am arătat cât de frumoasă este piersica și i-am vândut-o.
Am luat 10 bani pe ea!" mai spuse el mândru, scoțând din buzunarul pantalonilor cei 10 bănuți. "Uite-i!" "O, fiule, tu sigur o să ajungi un mare negustor, dar ai grijă că nu toate sunt de vânzare în viață, mai ales ceea ce ai primit de la părinții tăi." În fine, săranul se întoarce spre cel mai mic dintre copii, îl așează cu dragoste pe genunchii săi. "Ia spune ție, ți-a plăcut piersica? A fost bună?" "E ce nu știu, tatucă." "Cum? Și tu ai vândut-o?" întreabă el mirat. "Nu, tatucă, eu m-am dus peste drum la prietenul meu, cel mai bun. Este bolnavior și am dat-o lui. S-a bucurat așa de mult și mi-a mulțumit." Chipul tatălui se lumină și privindu-și cu mult drag copilul, îi spuse: "Apoi, dragul meu, nu știu ce vei face tu în viață, dar știu că, indiferent ce drum vei urma, vei fi un om cu suflet mare, un bun creștin, și asta e tot ce contează." Și ridicându-se de pe prispă, își luă băieții și le spuse: "Acum hai în casă să vedem dacă mai are mama piersici, să mâncăm cu toți." Apoi trase ușa după el, împiedicând noaptea să intre în casă. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut povestea celor 4 piersici scrisă de Leon Magdan. Pe data viitoare, poveste înregistrată și editată în studiourile Play Radio. Voce: Cecilia Ilie, playradio.org.